Bună seara, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou întâlnindu-ne împreună în prezența lui Dumnezeu, un sabat cât se poate de binecuvântat și bucurie mare în casele dumneavoastră, între cei iubiți ai dumneavoastră. Dumnezeu este bun, este plin de dragoste, deși este just și drept, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. Cu aceasta aș dori să încep prezentarea mea, Omul în situație limită. Cred personal că cea mai disperată întrebare, care nu aparține în exclusivitate numai lui Pavel, dar este și un strigăt după ajutor al fiecărui om sincer care își dorește mântuirea și salvarea, este acea declarație din Marele sau Marea Carte a Romanilor, capitolul 7. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va izbăvi pe mine de această natură? Apostolul Pavel a fost un om învățat și un om dezvățat de ce a învățat greșit. Aproape orbit de caracterul Domnului Hristos în drumul spre Damasc, la o anumită vârstă, în viață scrie și el Cartea Romanilor. Sunt încredințat că Pavel era apostol al neamurilor atunci când a scris această carte a romanilor și din moment ce se numește așa, cred că este sau era dedicată, era o carte cu dedicație, în special către creștinii din Roma, care era un segment social, zic eu, cel mai persecutat din toată istoria Bisericii Creștine de pe vremea lui Pavel. Și de aceea Către creștinii din Roma, apostolul Pavel transmite un mesaj de suflet. Cartea Romanilor este o carte extrem de complexă, cu texte care în aparență par controversate. Cartea Romanilor în același timp are mai multe elemente de suspans, multe elemente de surpriză. După ce declară în capitolul 5, nu? Dumnezeu ne iubea pe noi în timp ce noi eram dușmanii lui, faceți aminte? Poafel nu poate trece cu vederea un of, un of mai vechi a lui care îl măcina cam toată ziua. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Apostolul care mustră pe Petru pentru că a fost prins în lanțul fățărniciei este același Pavel care este prins în lanțul descurajării și disperării. Teologii ar trebui să fie zdruncinați de această întrebare, deoarece Apostolul pune în derută pe mai toată lumea. De ce? În timp ce predică pe Domnul Hristos, predică pe Domnul Isus, se roagă la Domnul Hristos crede în Domnul Hristos, promovează mila, harul, iubirea, răbdarea Domnului Iisus Hristos. Totuși, Pavel dărâmă mitul despre omul de fier. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Cine este acela? Trebuie să fie o persoană în exterior, în afara vieții mele. O persoană care mă poate izbăvi de acest trup de moarte. Nu există om de fier, nu există apostol imun, nu există om care să poată fi să nu poată fi afectat de descurajare și imperfecțiune, prieteni. Această întrebare a lui Pavel o este dovada cea mai mare că noi oamenii suntem expuși loviturilor, suntem expuși încercărilor, suferințelor și necazurilor chiar după ce ne-am botezat. Greșeala apostolului care Știm că nu este un candidat de botez, nu? ci este un om cu experiență trecut prin școala vieții. A fost aceea de a se uita la el însuși. Se uita în el. Apostolul Pavel se uita în el. Și ce vedea în el? O natură umană putredă care miroase greu. Mirosea atât de tare încât l-a făcut pe Pavel să strige dacă nu mă scapă cineva mai mare decât mine, sunt pierdut. Dacă nu mă scapă cineva de origine divină, sunt uscat și nemântuit. Asta era necazul lui Pavel. Cel puțin a ajuns la fericita concluzie că el nu se poate mântui pe el însuși. Tradiția, rabinismul, școala fariseilor învăța această metodologie de mântuire cognitivă. Te mântuiești prin a repeta un obicei până că devine parte de caracter. E adevărat, e bine, dar în același timp nu putem să uităm că educația cognitivă nu schimbă intențiile și educația cognitivă nu poate converti sau transforma spiritul nostru egoist, eul nostru personal. Ne transformă în oameni care acționăm la unison, uniformizează societatea, dar nu convertește inima și sufletul. O educație cognitivă nu are de a face cu convertirea moralei individului sau cetățeanului de pe planeta Pământ. De aceea, ca să putem fi mântuiți, avem nevoie și de o convertire a minții și a sufletului. Educația cognitivă este militărie, militărie creștină, pe de o parte bună, pe de o parte cu carențe. Apostolul Pavel a reușit să ajungă la o concluzie sănătoasă. Trebuie să fie cineva din neamul lui Dumnezeu, care are această autoritate. Noi îi zicem putere, autoritate sau putere de a ne mântui și de a ne salva vreau să fac binele și răul este lipit de mine. Adică natura mea, e natura mea. Răul este contopit cu mine. săvârșirea este standardul pentru intrare în cer. Toată lumea știe treaba asta. Perfecțiunea, păcatul și tot alaiul lui nu poate intra în cer. Tot ce este păcătos nu poate intra acolo. Pavel știa adâncimea declarației Domnului Isus Uh, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Wow! O declarație de kilograme. Deci Domnul Hristos spunea, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Pavel știa ce spune Domnul Hristos. Adică darurile bune pot fi mânjite de motive foarte egoiste. Pavel știa că poate să facă binele Naturii păcătoase, dar mai știa că acel bine este diferit de binele pe care îl cerea legea lui Dumnezeu, nu morala Tatălui Ceresc. Deci, iată că acest bine produs de oamenii răi nu poate produce mântuire, nu poate duce la mântuire. Pavel știa că binele cerut de caracterul lui Isus are un standard infinit, mult mai înalt decât binele pe care natura noastră umană putea să-l ofere. Deci binele pe care îl oferim noi pe tavă lui Dumnezeu, care are ca rădăcină motive egoiste, motive personale, nu poate să ajungă standardul pe care Tatăl nostru din Cerul și Domnul nostru Hristos l-au impus prin desăvârșirea lor de caracter. Pavel știa bine că faptele bune de fariseu, declarate bune după legea lui Moise, pălesc în fața acestui standard moral al legii lui Dumnezeu impus de Domnul Hristos în Vechiul Testament și în Noul Testament. Acum vreau să merg puțin mai departe și încerc să dovedesc că ce spun uh, este confirmat de Scriptură și că recunosc că mă identific cu Pavel și sunt convins că și dumneavoastră vă puteți identifica cu apostolul Pavel. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragii mei prieteni, undeva de mult, cred că sute de ani înainte de Pavel, un om cu un trecut diferit de al lui Pavel, dar cu implicații similare, avea să facă o declarație extraordinară într-o altă ce cum într-un Sam, Samul 61, în care David, Marele David, Măruntul David, Păcătosul David, Criminalul David, cum vreți să-l luați dumneavoastră? Cum vreți să-l numiți? Pentru că avem de-a face cu un David pe categorii. În viața lui, David este bun astăzi, este rău mâine este rău astăzi, este bun mâine. Deci, vedeți dumneavoastră, avem de-a face cu un David care se luptă continuu în școala vieții cu natura despre care Pavel spunea O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? În alt limbaj, David, în Salmul 61, ne spune De la capătul pământului stric către tine cu inimă mâhnită, Doamne, și zic, du pe stânca, care nu pot să o ajung, căci este prea înaltă pentru mine. Deci, prieteni, această Declarația lui David este, de fapt, începutul. De aici începe Evanghelia, de aici începe mântuirea, de aici începe veșnicia, de aici începe cerul, de aici începe fericirea, De aici, din acest moment se termină cu singurătatea noastră și începe acea experiență frumoasă, minunată, cu scumpul nostru Mântuitor, Isus Hristos. Domnul Hristos este stânca veacurilor Domnul Hristos este stânca care este prea înaltă pentru mine ca să o ajung Domnul Iisus este mântuitorul David în situație limită Pavel în situație limită Vorbesc, se roagă, folosesc un limbaj extrem de similar Cerând același lucru și anume mântuirea Deși David e la capătul pământului pentru că este surprins de valuri el nu merge nu simte picioarele sub pământ el înoată și ajunge la stâncă dar nu mai are putere pentru a urca pe ea prieteni aici lipsit de vlagă strigă către cer dumă pe stânca care este mai înaltă decât mine David vedea culoarea mării, care este un albastru tulbure, și vedea și culoarea cerului, care era un albastru deschis și frumos. Prieteni, de la capătul pământului te string. Pământul nu avea capăt. Problema este că David a mers și a fugit, și a fugit până când i-a fugit pământul de sub picioare. Și când a ajuns la capătul pământului, a intrat în mare. În marea învolburată a necazurilor, a problemelor și a început să noarte. E una să fugi și să simți pământul sub picioare, și alta e să ajungi în apă și să te folosești numai de mâini și să renunți la ideea că ai și picioare ca să poți fugi. Fugim atâta vreme cât avem pământ sub picioare, dar vine vremea când ajungi la capătul pământului, adică se termină momentul în care tu poți să te aperi, să te mântuiești, să te salvezi și picioarele nu te mai ajută, nu-ți mai folosesc ca ajutor. Se termină pământul, ajungi în situație limită, în situație extremă și atunci ești forțat să intri în apele acelea învolburate și necunoscute ale experienței vieții. Atunci nu mai dai din picioare picioare. Atunci dai din mâini. Și după ce termin de dat din mâini, ajungi la stâncă, dar mâinile fiind atât de obosite, nu te mai ajută să te urci pe stâncă. Ai folosit picioarele, s-a terminat pământul. Ai folosit mâinile, s-a terminat marea și ai ajuns în fața stâncii, în fața marelui edificiu care este Isus Hristos. Și te uiți la stâncă tu ești jos în apă, stânca e prea înaltă pentru tine ca să o poți ajunge, e prea înaltă pentru mine ca să o pot ajunge și atunci strig în această situație limită, o nenorocitul de mine, cine mă poate izbăvi de acest trup de moarte? Sau strig, o nenorocitul de mine, în mâhnirea mea, te rog, Doamne, pune-mă pe stânca care este mai înaltă decât mine. Adică salvează-mă, mântuiește-mă, am folosit picioarele, am folosit mâinile, nu mai sunt bune nimic. Acum te rog, dacă vrei tu, ia-mă în brațele tale și du acolo, pe stâncă. Marea are un albastru. David vedea culoarea mării, care era un albastru tulbure și vedea în același timp și culoarea cerului, care era un albastru deschis și frumos. Vedeți dumneavoastră, prieteni, albastru are nuanțele lui, albastrul mării versul albastrul cerului. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Dragii mei prieteni, interesant este că aici avem în psalmul 61 două elemente. Avem elementul stânca, care este mai înalt, mai înaltă decât mine, și avem elementul turn, tu ești un turn pentru mine împotriva vrășmașului. Numai după ce cineva a urcat pe stânca lui David, care este prea înaltă pentru el, atunci acel cineva, fie el, chiar și Pavel, poate să învingă furtuna. Este extraordinară revelația lui Dumnezeu că înainte de a fi în turn, trebuie să fim pe stâncă. Înainte de a zbura în cerul albastru plin de liniște, trebuie să învățăm să notăm în marea învolburată a greutăților din viața aceasta. De la Roman, capitolul 7, unde Pavel spune, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ajungem să-l vedem pe un Pavel care spune Mă lupt, dar nu ca unul care lovește în, în vânt Apoi același Pavel spune Mă port aspru cu trupul meu Ca nu cumva după ce am predicat eu Evanghelia Altora eu însumi să fiu lepădat Uite că se poate și asta Se poate întâmpla adesea Că eu sau altul putem pri predica Evanghelia Și finalmente să ne trezim că suntem doar instrumente într-o schelă sau o schelă pe care Dumnezeu o folosește, după care elimină schela. Atunci spune Pavel, uitând ce este în urma mea, mă arunc înainte, adică încep să privesc la Isus și să nu mai comit aceeași greșeală mereu și mereu de a privi în mine. Pavel spune, gata, eu sunt istorie, Hristos este prezentul. Pavel încetează să mai facă aceeași greșeală zilnic de a se uita la el uitându-se în trecutul lui. Atunci și numai atunci a putut Pavel spune, eu mor în fiecare zi. Hristos trăiește în mine și nu mai trăiesc eu, ci trăiește Hristos. Eu mort, eu am murit. Atunci a putut Pavel spune, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Atunci a putut Pavel să devină un exemplu pentru alții. Atunci Pavel a putut spune, m-am luptat lu lupta cea bună și iată că mă așteaptă cu luna vieții. De la nenorocitul de mine, cine mă poate scăpa de acest trup de moarte, până la iată că mă așteaptă cu luna vieții, este o cale foarte lungă. Mă lupt, dar nu ca unul care lovește în vânt. Mă port aspru cu trupul meu ca nu după ce am predicat Evanghelia, eu însumi să fiu lepădat. Și mai târziu, uitând ce în urma mea, mă arunc înainte, spre premiul țintei cerești. Și apoi, călcați pe urmele mele, cât și eu cal pe urmele lui Hristos. Și apoi, la sfârșit, sfârșit de tot, Pavel, acela din Romani care spune, o nenorocitul de mine, cine mă va izbovit de acest trup de moarte, ajunge să, ajunge să spună, m-am luptat, lupta cea bună, am ispăvit, mi-am ispăvit alergarea iată mă așteaptă mă așteaptă cu una vieți dragii mei prieteni ce învățăm noi oare de aici nici o clipă nu suntem siguri că victoria de ieri este scuza pentru păcatul de azi nu există un eroism al trecutului nostru care să scuze o gafă a zilei de azi experiența de ieri expiră în fața unui eveniment care ne duce din nou și din nou în mocila păcatului. De fapt, când vorbim despre mântuire, prieteni, nu vorbim numai de mântuire aceasta, mântuirea permanentă, absolută, a individului, ci vorbim și de momente în care suntem în situații extreme, situații limită, în care avem nevoie de intervenția dumnezeiască ca să putem trăi, altfel murim. Vă mai aduceți aminte de Samson? Se roagă la același Dumnezeu care i-a spus Samsoane, nu te duce la Dalila acasă, Cam mai apoi același Samson însă se roage la același Dumnezeu care îi spusese nu te duce la casa lui Dalila, acum Samson se roagă lui Dumnezeu să scoată din casa lui Dalila, pentru că casa era înconjurată de filisteni. Atunci probabil că Samson s-a rugat tot ceva de genul O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi pe mine, cine mă va salva pe mine de acest trup, acest grup compact de filisteni. Dacă ne ducem la Petru, el se roagă lui Dumnezeu. Diferența este că acum, prieteni, Dumnezeu îi spune, mergi pe valuri. Domnul Hristos îi spune, mergi pe valuri. Și pentru că Dumnezeu îi spune du-te pe apă și pentru că Petru ascultă și merge pe apă, e aproape să se nece. Ce zice Petru? Doamne, ți-am ascultat porunca și pentru că mi-ai spus și mi-ai poruncit să merg pe, mal, pe valuri și pentru că am fost ascultător și iată că merg pe valuri, iată că încep să mă scufund. Domnul Hristos... Îl ajută pe Petru care este aproape să se nece pentru că a ascultat porunca lui Dumnezeu în timp ce Samson scapă pentru că nu a ascultat porunca lui Dumnezeu, în timp ce nu ascultă porunca lui Dumnezeu. La prima vedere pare că există o mare contradicție între neascultarea lui Samson care scapă și ascultarea lui Petru care îl costă în Ambii sunt aduși în situații extreme. Diferența este că Dumnezeu l-a ascultat și pe Samson, Dumnezeu l-a ascultat și pe Petru. Și cum așa? Dumnezeu este un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. Dumnezeu este un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în situații extreme, în situații limită. El intervine să mântuiască și pe ascultător, să mântuiască și pe neascultător, dacă se roagă. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, ascultătorul și neascultătorul, primesc harul sau grația sau mila lui Dumnezeu. Mana a, mânca, a fost mâncată și de oameni care ascultau, și de oameni care nu ascultau. Ce înseamnă asta? Păi asta înseamnă dragii mei prieteni, că noi nu ne putem mântui pe noi înșine. Aceste exemple ne sugerează că dincolo de decorul general al mântuirii caracterului nostru din păcat și nu în păcat, există instanțe particulare în care avem nevoie de mântuiri sau mântuire instantanee ca să nu murim. Născut uh, prieten la Constanța, uh, am învățat să note de timpuriu și în același timp am învățat să și respect marea. Știți, Marea Neagră, Așa cum i-au pus numele romanii. Vreau să spun că de eu am învățat să not prietenii, dar am învățat și să respect marea. Am văzut prea mulți înecați în sine, în eu personal, care mai apoi au sfârșit tragic, fiind înecați în marea care i-a luat prin surprindere. S-au înecat cu adevărat. De aceea am învățat să respect Marea, i-am purtat respectul pentru că mi-am dat seama că este una să înnoți în piscină și alta este să înnoți împotriva curenților. E, ca și cum ai cânta la biserică sau ai cânta pe rug. E una să cânți la biserică și alta să cânți pe rug cu focul sub picioare. nu e așa? Cântarea e cântare, dar contează mediul Circumstanțele și momentul în care o cânți. De aceea creștinul de bună vreme sau de vreme bună, care și-a trăit viața într-o eprubetă mai mare decât una obișnuită, nu va înțelege niciodată mântuirea lui Dumnezeu pentru el dintr-un spațiu mărunt în libertatea infinită, într-un spațiu infinit de libertate. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi pe mine de acest trup de moarte? Cine mă va ajuta pe mine să ajung pe stânca care este mai înaltă decât mine? Știți, prieteni, morala ca să fii în turnă să fi ridicat în turn. Trebuie mai întâi să ajungi pe stâncă. Sunt două simboluri, turnul și stânca, așa cum aminteam la începutul subiectului. Stânca este experiența ta de viață când ai ajuns la concluzia că te nu te poți mântui pe tine și cineva trebuie să te ia în brațe și să te pună uh, pe stâncă. Turnul este un simbol care arată Experiența ta care a, de viață, care a ajuns o constantă și n-a ajuns un puseu emoțional, ci este o linie dreaptă: Dumnezeu este dragoste, Liviu este dragoste, Maria este dragoste, Ionescu este dragoste, Iosif este dragoste. Tabita este dragoste și așa mai departe, toate numele care le aveți dumneavoastră. În momentul în care noi ajungem să fim iubire ca și Tatăl Ceresc, ca și Domnul Hristos, noi nu mai suntem o sinusoidă, noi nu mai suntem, viața noastră de credință nu mergem puseuri bazat pe ceea ce simțim și pe emoții, ci este o constantă. Asta înseamnă că dragostea în noi ne-a cucerit, ne-a pus în turn, noi am murit și de aceea Dumnezeu este dragoste. Și pentru că Dumnezeu este dragoste, tu ești dragoste, numele tău este dragoste, așa cum spuneam, Lenuța, Ioneasca, Costică, tot ce avem noi, numele care le avem, este dragoste. În momentul în care eu și tu, numele nostru, se numește dragoste, noi trăim veșnic. Turnul este acea constantă experiență de a fi pierdut în Hristos mereu. Eu mor zilnic, spunea Apostol Pavel. El era în turn deja, Turnul este Dumnezeu, iar tu ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Când eram în Canada undeva în anii trecuți, mi-aduc aminte că Jenny, una dintre fetele mele, era micuță, 2-3 ani și ori nu mai rețin, a înghițit un bănuț de 25 de bani sau 25 de cenți, ca să fim echivalenți, și era cu capul sub o plăpumioară. La un moment dat, celelalte două fetițe, care au mai mari, Adina și Ana Maria, au început să strige: Tati, tati, genii nu mai poate să respire. A început să se albăstrească, bănuțul i-a intrat sau a obstrucționat, mă rog, căile respiratorii. Toate fetele, inclusiv soția mea și cu fetele, au început să efectiv să se proșternă în disperare, rugându-l pe Dumnezeu: Doamne, ajută-ne, Doamne, Isuse, ai mir! atâta putea să spună soțioara mea, Doamne Iisuse, ai milă. Atâta putea să spună. Eu, dacă aș fi făcut același lucru, genii ar fi murit. Dar printr-un instinct personal, nu pot să-l explic cum, am luat-o pe Jenny, i-am băgat degetul pe gât, a fost o operație instinctuală, nu sunt medic, nu știu cum se poate salva, am înțeles că existau și alte proceduri și degetul meu a ajuns la locul unde era bănuțul. L-am strâns cu ultima terminație a degetului, am tras banul înapoi, probabil că în procedura asta de viteză, de disperare, i-am rănit un pic zona respectivă, laringiană sau ce e, și i-a început să vomite puțin sânge, dar a început să plângă. În momentul în care a început să plângă, eu am observat că ea respiră. A fost atât de speriat, dar în același timp atât de determinat să salvez viața copilului, încât nu am ținut cont foarte mult de cosmetică și de protocol. Mai târziu, Jenny a venit la mine și a spus, tati, poți să vă și o bănuțul ăla? I-am arătat bănuțul care îl înghițise și a zis să știi că niciodată nu o să mai înghit banii. Era, bineînțeles, tardiv sau tardiv regretul ei, dar vreau să spun că aceasta este o experiență cât se poate de pământeană, pentru noi oamenii, ca să exemplificăm ce înseamnă intervenția dumnezeiască într-un moment limită, într-o situație de criză, de a fi mântuiți. Deci dacă Dumnezeu nu intervine în situații de genul ăsta, noi pierdem mântuirea și aia mare și aia mică. Așa că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu lipsește niciodată nevoi. Îi mulțumesc Tatălui Ceresc că m-a folosit ca un instrument în acea situație specifică pentru a se salva fica mea. Experiențe de genul ăsta am mai multe. Am salvat-o pe Ana Maria de la NEC, cea de-a doua fica mea. Am salvat-o pe Emma, cea de-a patra fica mea, tot de la NEC. Au fost multe, multe experiențe de genul ăsta în care am observat că intervenția mea extrem de instinctivă a salvat viața unui copil. Sau viața copilului meu. Dragii mei prieteni, ce învățăm de aici? Că există o experiență a vieții. Că există momente în care ajungem în situații limită, extreme, în care noi nu mai putem să ieșim, să ne scăpăm. Și avem nevoie de o intervenție supranaturală. Au fost de foarte, foarte multe ori experiențe în care am văzut moartea cu ochii și am văzut intervenția lui Dumnezeu ca să nu mor. Noi, ca oamenii. Nu ne putem mântui pe noi înșine. Dar putem fi folosiți de Dumnezeu ca instrumente pentru a-i salva și a-i ajuta pe alții ca să meargă pe calea mântuirii. Cerul nu este câștigat prin fapte exemplare, prin fapte bune, făcute de o natură pământească. Cerul nu poate fi câștigat prin exerciții de educație cognitivă exerciții în care am dat milităria jos din pod și mâncăm exact la aceeași oră, ne culcăm la aceeași oră, recunosc că disciplina aceasta este un lux oferit cadou minții noastre. Dar această disciplină care ne face bine nouă, trupului nostru, minții noastre, nu slujește ca act mântuitor, să știți. Când Dumnezeu spune toată grăsimea aia mea, nu mâncați bă grăsime, nu? Nu spune Oh, nu mâncați grăsime ca aia mea, mănânc eu grăsimea. Dumnezeu nu este egoist. El spune, vreau să vă fac bine. Prin interdicția de a nu mânca grăsime, eu de fapt vă spun că vreau să fi, fiți fericiți. Dacă mă ascultați și luați în considerare asta, nu ca o interdicție, ci ca o măsură de precauțiune, vă faceți bine vouă. Dar acest bine pe care vi-l faceți voi, vouă, prin ascultarea de porunca mea, nu vă mântuiește cine vă mântuiește este Dumnezeu. Am un pachet de declarații care mi se par foarte importante la finalul acestui subiect. Ce li se spune nouă în Marea Luptă? Tot astfel în timpul strâmtorării, dacă poporul lui Dumnezeu ar mai avea păcate nemărturisite, care să le vină în minte pe când sunt chinuiți de groază și teamă, ar fi copleșiți. Disperarea le-ar nimici credința și n-ar avea încredere în lupta cu Dumnezeu pentru eliberare. Dar, în timp ce au un simț adânc al nevredniciei față de ei înșiși, ei nu au păcate ascunse pe care să, să le descopere. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost șterse, iar ei nu și le mai pot reaminti. Aș sigila această declarație extraordinar de frumoasă cu declarația lui David în capitolul 61, psalmul 61, zice: Dumă pe turnul acela sau ascunde-mă în turn, pentru că tu ești turnul meu de scăpare împotriva dușmanului meu. Dragul meu prieten, în această seară descoperim că atunci, când suntem sigilați și mântuiți, în timpul marii persecuții, suntem în turn, suntem protejați. Împotriva marului dușman, care a fost păcatul și începutul păcatului. Nu ne mai putem aduce aminte, dragi mei prieteni. Păcatele noastre au mers înainte la judecată, au fost șterse și nu ni le mai putem reaminti. Asta este: Tu mă întâi pe stâncă, rezolvă problema cu Domnul Hristos și apoi Domnul te ia și te ascunde cu El însuși în turn. Noi suntem cu Hristos ascunși în Dumnezeu. Deși copiii lui Dumnezeu sunt înconjurați de vrăjmași care sunt hotărâți să-i distrugă, chinul de care suferă ei nu este teama de persecuție pentru adevăr. Ei se tem nu că s-au pocăit ei se tem că nu s-au pocăit de toate păcatele și că prin vreo greșeală vor pierde împlinirea făgăduinței Mântuitorului. Te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ne spunea sau confirmat Domnul Hristos în Cartea Apocalipsei. Și acum utopia. Nici un om care a avut lumina adevărului, dar a continuat să calce poruncile lui Dumnezeu, nu va intra în cetate. Legea lui Dumnezeu se află la temelia guvernării sale pe pământ și în ceruri. Dacă au călcat cu bună știință legea sa și au disprețuit-o pe pământ, oamenii nu vor fi luați în ceruri pentru a face aceleași lucruri acolo. La venirea lui Hristos nu va avea loc nicio schimbare miraculoasă, spun eu în ghilimele, instantă, o schimbare a caracterului nostru, nu va avea loc. Și acum, utopia textului, textul textelor, noi nu putem face nimic, absolut nimic, pentru a ne recomanda bunăvoinței lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne încredem deloc în noi înșine sau în faptele noastre bune. Atenție! Ce spunea Iisus, voi care sunteți, bun, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci noi nu trebuie să ne încredem deloc în noi înșine sau în faptele noastre bune, dar atunci când venim la Domnul Hristos ca niște făpturi păcătoase și supuse greșelii, putem să găsim o dihnă în iubirea sa. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, spunea Pavel. Dar Pavel n-a rămas acolo. Pavel a urcat pe treapta valorică a vieții de credință și a ajuns să spună finalmente, M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum înainte mă așteaptă cu vieții. Sau să zicem împreună cu Pavel, sau să zicem împreună cu David, de la capătul pământului te stric cu inimă pânhnită, dumă pe stânca care este mai înaltă decât mine. Și după aia în următorul verset, după ce avem experiența, că stăm pe stâncă cu Domnul Hristos, să zicem, Doamne, ascunde-mă în turn. Tu ești un turn de scăpare în fața vrăjmașului meu. Bunul cere să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, să ne dea înțelepciunea, de a înțelege că mântuirea instantanei și mântuirea permanentă sunt lucruri care ambele vin din aceea sursă de la Dumnezeu. Să ne rugăm! Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru intervențiile pe care adeseori le-ai manifestată în viața noastră de credință și aș dori din toată inima să-mi dăruiești și să ne dăruiești tuturor experiența de a sta pe stâncă, de a ne ascunde în tine, de a muri zilnic, ca mai apoi, în timpul marii persecuții, să fim ascunși cu tine, în Dumnezeu, în turnul acela de scăpare, care este un turn infinit de în putere, care este Tatăl nostru din ceruri. În numele Domnului Hristos îți mulțumim, te iubim și ne dor de tine de acum și în veci. Amin.